Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. ANRE a amendat Moldova Transgaz cu peste 30 de milioane de lei. Această sumă urmează să fie transferată în bugetul de stat. Mircea Snegur va rămâne în amintirea moldovenilor ca omul care a fost la leaganul independenței. Cultura este cenzurată, iar cei care încearcă să condamne războiul lui Putin plătesc cu închisoarea. Regizorul Dumitru Acriș nu mai montează spectacole în Rusia. Mircea Snegur va fi înmormântat mâine la Cimitirul Central din Chișinău. Primul președinte al Republicii Moldova a susținut cu putere proclamarea suveranității și obținerea independenței. A jucat un rol esențial în recunoașterea tânărului stat de către Occident. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți pe străzile capitalei dacă își amintesc cine a fost primul președinte al Republicii Moldova. Mircea Snegur? De la când s-a 32 de ani urmă, deci el primul vindător care a trecut Moldova la o altă viață. Mircea Snegur, doar nu sunt din Republica Moldova. Dar de unde sunteți? Ucraina. Mircea Snegur. Mircea Snegur a fost. Cum nu știm? Știm, suntem de mult. Nu suntem de chiar de mult. Snegur. Noi o znaim, noi răsli prin el. Mircea Snegur, din păcate, a plecat la lumea celor drepți. Interlocutorii au mai fost întrebați cum rămâne Mircea Snegur în istoria tânărului stat independent Republica Moldova. Deci a intrat cu primul. El a făcut foarte multe lucruri bune, în primul rând, independența, limba, tricolorul. A condus mișcarea de liberare națională, se poate așa de spus. Un patriot a Moldova. Așa eu îl țin minte. El a condus când a fost primită legea despre limba română și independența de sână. Во-первых, он первый, кто, наверное, принес независимость в эту страну. Я так думаю. Поэтому и запомнился. Всегда первый запоминается. Perioada în care el a fost președintele erau anii 90 și în țările post-sovietского пространства era tăți știu ce era. Și Moldova, Moldova s-a făcut țară prezidențială, nu, parlament. Moldova s-a făcut republică și s-a făcut independent de Uniunea Sovietică. Datorită dumnealui s-a proclamat independența statului nostru. A fost comunist și a luptat activ să facă independență. El a fost un președinte bun. Nimic rău despre dânsul nu s-a vorbit, niciodată nu a fost dat în judecată, adică nu s-a auzit că a furat, nu s-a auzit că nu a fost corupt. În mare parte datorită lui am obținut noi independența. A făcut și greșeli, dar în general este un simbol al Republicii Moldova. În spațiul public circulă o sugestie ca autoritățile să numească o stradă sau o școală în numele lui Mircea Snegur. Am căutat să aflăm de la cetățeni ce părere au despre această inițiativă. Eu cred că asta se poate de făcut. Merită. Eu cred că merită. Eu sper. Istoria надо помнить и чтить. Без прошлого мы не будем знать настоящее. Cred că ar fi bine. Pentru a aminti generațiilor cine a fost primul președinte de când Republica Moldova este independent. Am o părere pozitivă. Ar trebui. Eu nu sunt împotrivă. Cred că e reușit. Eu cred că foarte bine să fie, da? Să numească o stradă, măcar, ori o școală din capitală, să fie numit numele dumnealui. Constantin Tampiza a fost ministru al economiei și al finanțelor. Un bun prieten al președintelui Mircea Snegur a fost alături până în ultima clipă. Nimic din ceea ce este omenesc nu i-a fost străin primului șef de stat al Moldovei independente, spune Constantin Tampiza. Nu era o săptămână să nu vin la el, practic. Vorbeam în fiecare zi. Intram în cabinetul lui,
intram în casă, când era doamna. Mircea Snegur și-ar fi dorit să trăiască momentul unirii, afirmă Tampiza, chiar dacă mulți îl învinuiesc că a avut ocazia să facă acest pas pe vremea mandatului său. Chiar mi-a spus odată de lucrul ăsta. Cum v-a spus? El a spus, el, îmi pare că venise în România, l-am întâlnit noi acolo, și el zice că uite ce țară mare și bogată e țara noastră, știi? S-a pronunțat așa în felul ăsta că el era mândru de ceea ce a văzut acolo. Când se întâlneau, cei doi vorbeau des despre războiul de pe Nistru din 1992. Cu ce-i vinovat Snegur? Toți, unii chiar și azi îl acuză. Spuneți-mi, vă rog, doamnă Valentina, să primea vă decizie atunci, fără consultări. Fiind întrebat ce regrete a avut Mircea Snegur, fostul vicepremier a spus următoarele. Cele mai mari regrete, desigur, el războiul. Din 92. Războiul din 92, asta pentru dânsul, el crede că s-a putut mai mult și a doua mare regretă. Că a aliniat alături de sine niște trădători. Constantin Tampiza ne-a transmis și ultima dorință a primului președinte al Republicii Moldova. Ședem cu mâna în mâna lui și el îmi spune că Costică, am vrut să mă duc acasă, scriu. Vrea să scrie cum să organizăm. El era conștient. Te rog una, din toate cele mi-a spus, pomenirea să o faceți modest la președinție. Mircea Snegur a intrat în istoria țării ca prima personalitate care a pus fundamentul acestui stat. A fost principalul susținător al proiectului de lege care prevedea conferirea limbii române statutul de limbă oficială, fapt care i-a atras simpatia moldovenilor. Declarația a fost făcută de politologul Mihai Cernenco. În anul 1991, primul președinte al Republicii Moldova a fost ales prin vot liber de către cetățeni. Azi, prin mandatul domniilor voastre, putem să punem începutul unei noi epoci în viața Moldovei. Să conturăm un viitor liber și democratic. Un viitor în care drepturile omului vor sta la temelia noii puteri de stat. Așadar, avem condiții reale pentru realizarea dezideratului de supremă importanță pentru popor, care în mod inerent presupune dreptul la viață, dreptul la țară și credință, dreptul la progres, dreptul la libertate. Proclamarea independenței Republicii Moldova a devenit un imperativ al întregii suflări naționale. Mihai Cernenco susține că Mircea Snegur a contribuit la un șir de evenimente care au marcat istoria țării, începând de la revenirea în 1989, la grafia latină, declararea suveranității Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și culminând în 1991 cu proclamarea independenței Republicii Moldova. El a intrat în istorie ca primul președinte al Republicii Moldova, ca omul care până la urmă a aderat la idealurile naționale ale Republicii Moldova, chiar dacă agrarienii l-au forțat să intre în partidul ăsta și a participat în 1994 la Coza Noastră, Casa Noastră, care a organizat o ședință, un șabaș al lor acolo, până la urmă Mircea Snegur a recunoscut toate lucrurile, pentru că el chiar cerea în Constituție să se introducă limba moldovenească și în paranteză română să pune. Cernenco spune că pe tot parcursul vieții Mircea Snegur a luptat pentru ca Republica Moldova să devină o țară demnă, liberă și democratică. El a intrat în istoria Republicii Moldova ca prima personalitate care într-adevăr a pus fundamentul și a încercat construcția acestui stat. Nu știu cât este de puternic acest stat și cu adevărat liber acest stat ar putea fi doar în componența Uniunii Europene. Potrivit politologului, Mircea Snegur a fost primul politician care a promovat limba română și tricolorul. Deci el a fost personalitatea marcantă
care fiind secretar al Comitetului Central pe Agricultură, până la urmă a îmbrățișat aceste idei și alături de Alexandru Moșanu, alături de majoritatea intelectualilor, scriitorilor din Republica Moldova, a fost alături, adoptând legea despre funcționarea limbilor și proclamând limba română, limba moldovenească, limba română, limba de stat, independența și suveranitatea Republicii Moldova. La 3 septembrie 1990, Mircea Snegur este numit președinte al RSS moldovenească de către Sovietul Suprem al fostei Republici Sovietice. De la 3 septembrie 1990 deține funcția de președinte al Republicii Moldova până la 1 decembrie 1996, când a pierdut alegerile în fața lui Petru Lucinski. Moldova Transgaz a fost amendată cu aproape 34 de milioane de lei de către ANRE. Compania nu a respectat obligația de a asigura independența sa față de Moldova Gaz, care se ocupă de furnizarea gazelor. Moldova Transgaz nu este de acord cu sancțiunea aplicată. Cerința privind asigurarea separării și independenței operatorului sistemului de transport al gazelor naturale este prevăzută atât de legea cu privire la gazele naturale, cât și de pachetul energetic 3. Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine aplicarea sancțiunilor financiare. Conform hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE, sancțiunea financiară aplicată către SRL Moldova Transgaz urmează a fi transferată în bugetul de stat. Subiectul creierii unei curți anticorupție va fi discutat în Parlament. Președintele Legislativului, Igor Grosu, spune că această instituție va examina cazurile de mare corupție într-un ritm alert și că nu se va mai admite tergiversarea emiterii verdictului. Procuratura și judecătoriile spun că sunt supra-solicitate și împovărate de mii de dosare. Soluția pe care autoritățile o propun este de a avea o curte anticorupție dedicată doar dosarelor corupției mari. Acum cum are loc? Da? Sunt prima instanță, sunt curțile de apel, a doua și este Curtea Supremă de Justiție. Și dosarele mari, mici, adică de rezonanță, de mare hoție sau, nu știu, litigii de astea, de patrimoniu, de chestiuni civile și așa mai departe, stau în rând, toate în același rând. Da? Și noi, în mod legitim, cetățenii spun, domnule, când o să avem o decizie finală, ia că pe același furt a miliardului, să divalizeze și așa mai departe. Și cei ce ne spun, procurorii, judecătorii, noi suntem inundați de dosare. Noi avem toate sunt importante, toate sunt prioritare. Atunci decizia politică a fost, domnule, dă să facem o curte specializată. Crearea acesteia este necesară pentru ca examinarea cazurilor de rezonanță să nu mai fie tergiversată de instituțiile specializate din lipsă de timp și alte resurse, spune președintele Parlamentului. Drept așteaptă cetățeanul, corect așteaptă, să vadă, să înceapă a crede în stat, să înceapă a crede în justiție. Unii ne critică prea repede, mergem cu unele proiecte. Instituția asta e prea importantă. De ce trebuie consultat? Încă nu suntem, cred că, gata, pentru că încă n-au venit toate avizele. O să facem consultări publice, iată, a spus de consultanți, experți. Vrem să consultăm lucrul ăsta, vrem să auzim toate opiniile și pentru că abia am început sesiunea. Vedeți, unii ne critică prea repede, mergem cu unele proiecte. Despre necesitatea creării unei curți anticorupție, Maia Sandu a vorbit în luna martie în Parlament, subiectul fiind ulterior abordat și la o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Atunci se afirma că instanța ar urma să fie funcțională până la sfârșitul lunii iunie. Noi suntem gata, în Parlament, până la sfârșitul anului noi să votăm, să o scoatem din Parlament. Deja cât de repede se vor demara procesele asta deja mingea în o gradă CSM-ului. Pentru că CSM-ul ea e instituția care va delega, va selecta, promova judecători din sistem care au trecut evaluările, bineînțeles trebuie să treacă aceștia toți să fie evaluați și să-i delegheze. E greu să mă pronunț acum un termen, dar cel puțin pe partea instituției pe care am onoarea să o reprezint, Parlament, noi în sesiunea asta o să facem și consultări.
Conceptul creării unei instanțe anticorupție a fost elaborat de instituția prezidențială și transmis Parlamentului spre dezbateri. Potrivit conceptului, instanța va avea până la 15 judecători selectați prin concurs de către CSM în baza de merit și experiență și numiți de către președintele Republicii Moldova. Judecătorii de la instanța anticorupție vor avea un mandat de 5 ani și un salariu apropiat de cel al unui judecător de la Curtea Supremă de Justiție, după reformă, în jur de 45.000 de lei. Vocea Basarabia a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei ce este mai important pentru ei, ca persoanele învinuite de corupere să fie trimise la pușcărie să-și ispășească pedepsa sau să le fie confiscate averile dacă nu le pot justifica. Mai repede extradați înapoi și puși la numărul 13. Corupția nu-i de azi, nu-i de... Asta până când nu lua măsuri. Nu așa loiale, dar trebuie de confiscat și averea și la pușcărie, dar lasă mult de dorit justiția, procuratura. Cred că până ori începe a pune la punct procuratura și justiția, nu o să schimbe absolut nimic în țara asta. Ei au plecat, dar rădășinile au rămas și ei continuă să furie. Institutele statului nu funcționează. Procuratură noi nu avem justiție. Nu avem instituțiile statului, sari vedere, Republica Moldova a rămas fără organ de drept. Ministerul de Interne nu funcționează și la noi în țară corupția totală. În timpul de astăzi, dacă cinstit, cam e greu de hotărât așa ceva, că unul furat o găină și de la pușcărei, dar alții fură miliarde și la libertate. Și asta e greu de hotărât. Nu hotărâm noi, dar hotărăsc și de sus. Dacă ar fi să participați la adunarea procurorilor sau judecătorilor, ce le spune? Da, nu știu să le, spun să lucreze mai bine și să-i scoată corupția asta, să o iei din Republica Moldova. Le-aș spune că trebuie în mod normal să ne bazăm după lege, să încercăm să prevenim acțiunile de corupție și să ne ghidăm în a interveni în cazuri excepționale. Să nu mai stai mult pe gânduri. Pui legea în capul mesei. Să respecte legea, desigur, că asta ar fi. Ca cetățenii să aibă încredere. Că dacă se face după lege, într-adevăr, dar vedeți că cum e la noi. Jos mafia! Pur și simplu e... Ce să le spui? Că ei sunt cumpărați cu toții. Nu, acum nu prea este lumea care e cinstită. Eu cred că și în acest domeniu tot nu este... prea bine, că se începe de la funcționari din judecătorie, dar mai departe fiecare vrea, dar la noi în genere, nici în spital, nici în organele de putere, tu nu poți să faci absolut nimic dacă nu dai ceva bani, cu regret. Ca să lucreze cinstit, cum lucrează tot poporul, pentru că poporul ca atare și salariul primesc. Mizer. Dar îi primesc așa salarii care dividiat, pur și simplu. Și de rușine ca să nu lucreze cum cinstit, cum trebuie de lucrat. Le-aș spune că sunt corupți, talhari și fiecare hoț teme de pușcărie și o să îi opună nașa, dar cu mare înverșunare, fiindcă fiecare din ei știu ce îi așteaptă. Trebuie pe toți eliminați din funcție și să vie judecători internaționali. Țară în vedere că Republica Moldova, guvernarea aceasta, a început reforma justiției corect. Trebuie să meargă după experiența României. Trebuie să facă DNA și tribunal. Centrul Național Anticorupție să unească cu Procuratura Anticorupție și să facă tribunal din judecători. Atunci avea să înceapă deodată curățirea judecătorilor și a procurorilor. Pentru că, mai departe, noi să avem judecători și procurori corecți. Moldova, condusă de diferiți politicieni și guverne, a încercat să meargă pe mai multe drumuri. Toate au ieșuat. În timp ce statele care au devenit membre UE oferă acum bunăstare cetățenilor, Moldova abia iese din captivitate. Este părerea a două educatoare pe care le-a întâlnit jurnalista Valentina Ursu în satul Abaclia din Basarabeasca, în cadrul rubricii La firul ierbii. Fiecare familie are pe cineva plecat peste hotare. Puțin dintre ei mai doresc să revină în comună, spune Olga Ababi. Mulți pleacă, adică pentru o încercare, da? Pentru
poate nu pentru o perioadă îndelungată, dar din păcate nimeni nu se întoarce. Pentru că acolo li se oferă condiții probabil mai bune, salarii bune, atât pentru copii, cât și pentru întreaga familie. Țările UE au oferit celor plecați un trai decent și siguranța zilei de mâine. Cei plecați care au văzut atâta bine acolo unde au plecat, așteaptă ca ei să vină tot la bine, dar binele trebuie făcut și nu se face într-o zi, două. Cred eu că trebuie ani ca să ajungem la acel nivel și să aibă dorință cei plecați să se întoarcă. Pentru a aduce Europa acasă e nevoie de implicarea fiecărui cetățean, nu e responsabilă doar guvernarea. Fiecare schimbare începe de la sine, însăși cu persoana. Dacă vreau eu să schimb ceva sau să mă schimb, înseamnă că trebuie să fac acea schimbare și cred că totuși. Și dacă fiecare s-ar gânde la fel, probabil undeva ar fi loc și pentru mai bine. Ei, de fapt, știu foarte bine ce au de făcut, dar, cum am mai spus, probabil că întâmpină anumite greutăți din cauza, poate și a mentalității noastre, poate și sunt obstacole. Legea există, dar odată ce nu merge, trebuie schimbat. În Uniunea Europeană se trăiește bine, legile sunt respectate, spun educatoarele. Nu au în gând să plece, dar vor ce au văzut peste hotare să aibă acasă în Moldova. Ne place, am fost în vizită. Desigur că tot ce vedem face plăcere ochiului, însă desigur că vrem și noi aici, la noi acasă, să fie aceeași situație. Foarte mult mi-ar plăcea, aceleași condiții, însă noi realizăm că este foarte multă muncă. Să avem aceleași drepturi, să avem posibilități așa cum sunt în Europa, pentru că am vizitat țări din Europa și e o frumusețe și o libertate care la noi se simte că nu este chiar atât pe picior pus bine. Cei care au fost la putere au avut mai mult un monolog. Societatea a dus lipsă de informații și doar i s-a spus pe ce drum să o ia. Interpretul Nicolae Palit spune că poporul este ușor de manipulat, pentru că nu se mai pune accent pe educație și cultură. Societatea a asistat la varii formule de guvernare. Toate însă au avut un lucru comun, promisiuni care, în mare parte, nu au fost îndeplinite. Drumurile sunt multe. Dacă să spun la moment că este un drum perfect în ceea ce, sau l-am ales un drum perfect, nu știu. Republica Moldova de 30 de ani caută un drum, caută ceva și încă nu l-a găsit. Asta e cel mai trist pentru noi, pentru societatea noastră. Toți au încercat să ne convingă că iată încoace cel mai bine, că iată încoace cel mai bine, iată, uite așa e bine sau nu știu cum. Și în cele din urmă ne convingem că oamenii, ei singuri nu știu cum e mai bine. Cetățenii nu cer imposibilul, vor strictul necesar pentru o viață decentă. Vor să își îngrijească familiile acasă, fără frica de a fi despărțiți de străinătate. Vor ca din instituții să iasă profesioniști, nu șomeri pe bandă rulantă. Interpretul nu și-a dorit vreodată să își părăsească țara, dar vrea ca Moldova să se alinieze țărilor democratice și libere. Este bine acolo unde suntem așteptați și, doi, acolo unde cu adevărat omul se regăsește și se gândește că o să fie într-o societate mai bună. Firește că noi ne uităm în Europa și vedem că lucrurile acolo merg bine. Oamenii trăiesc bine, sunt cu speranță în ziua de mâine, au încredere în ceea ce fac. Noi am vrea să fim și noi acolo unde este toată lumea și sunt bine. În goana după bunuri, omul uită aspectele importante, demnitatea, prietenia și valoarea pe care o are într-o societate, spune Nicolae Paleț. Cultura și educația, școala și alături, zic, casa de cultură sau cultura, biblioteca, muzeul, teatru, toate, spectacol, iată aici, vreau zic, eu mi-am amintesc, eram tânăr și mergeam la spectacol sau la o sărbătoare. Și omul, dacă astăzi, la școală, întotdeauna o să-i se spună că da, nu mai ajungem noi nicăieri, da, voi nu o să reușiți, dar ce cu societatea asta? Nu despre asta noi trebuie să vorbim. Iată aici e discordia, că omul trebuie încurajat. Noi am ajuns când banul rezolvă tot și nu numai în țară, la nivel internațional, vă dați seama. Omul umblă după bani. Ceva nu-i ajunge, ceva nu știu ce mai vrea. Eu totdeauna mai am o expresie.
În cântecele noastre populare găsim toată înțelepciunea poporului nostru. Toată înțelepciunea. Poporul are atâta înțelepciune. Și eu am o nană care spunea, băi, bunii voștri nu aveau multă carte, dar aveau atâta înțelepciune. Să nu gândiți voi că ei erau proști. Ei nu aveau carte, dar ei îți dădeau, sau noi, voi, la moment, înțelegi, fără telefon, fără laptop, fără nu știu ce, nu puteți, nu știu ce. Ei atunci toată informația asta și înțelepciunea o aveau în cap. Un sfat la orice moment puteau să-ți dea. Interpretul speră că țara pornește pe un drum ce va aduce moldovenilor mai multă bunăstare, mai multe oportunități și mai multă ordine în țară. Eu, de fapt, mă mândresc cu poporul meu și eu mă mândresc că m-am născut pe acest pământ și, în cele din urmă, am primit o educație frumoasă. Chiar dacă a fost o educație țărănească, părinții noștri nu au avut multă carte, dar au știut să spună, dacă mergi la școală, fii atent, nu răspunde urât, vezi, fă-ți lecțiile, nu mergi la școală nepregătit, mergi pe drum de bună ziua pe cine întâlnești cel mai mare, ajută-l dacă trebuie și multe alte lucruri, povață frumoasă. Omul trebuie să trăiască din frumos. PAS atenționează demnitarii să aibă un limbaj demn în orice situație. Partidul Acțiune și Solidaritate a dezaprobat remarcile ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea și atenționează toți demnitarii să dea dovadă de un comportament civilizat. Reacția PAS vine urmare a utilizării de către ministru joi în cadrul unei conferințe de presă a unor expresii necenzurate la adresa unui jurnalist. Ca urmare a acestui incident, ministrul Bolea și-a cerut scuze publice, precizează formațiunea. ONG-urile de medii au calificat comportamentul ministrului ca fiind unul inadecvat și i-au cerut premierului Dorin Recean să-l sancționeze. Totul s-a întâmplat în timp ce reporterul îl întreba pe ministrul Agriculturii dacă statul prevede ajutoare pentru fermierii care se ocupă de cultivarea merelor. În acest moment, Vladimir Bolea a lansat la adresa jurnalistului exprimări necenzurate care, potrivit ONG-urilor de media, lezează onoarea și demnitatea persoanei și contravin normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică. Actori, cântăreți, prezentatori TV și blogeri din Rusia care au transmis mesaje de solidaritate în actuala situație de război au avut de suferit. După lansarea apelurilor către autoritățile de la Kremlin de a opri ostilitățile din Ucraina, unii au fost nevoiți să plece peste hotare, alții au fost închiși. A regizat spectacole ani la rând în Federația Rusă. Acum însă regizorul și actorul Dumitru Acriș spune că mai mulți colegi de braslă au renunțat la artă. Nu poți activa într-o țară în care arta, cultura sunt sub cenzură. Uniunea Europeană este unica șansă ca Republica Moldova să aibă un viitor prosper. În piesă este o scenă unde personajul sună direct, îl sună pe cel care conduce din Kremlin. Și atunci tot directoarea m-a telefonat și mi-a zis, te rog, actorii își doresc să joace, dar o să avem probleme în teatru. Asta este situația acum în Federația Rusă. Cenzură și am colegi care sunt închiși în închisoare pentru spectacole montate. Am foarte mulți colegi care sunt plecați din Federația Rusă, care sunt prin Berlin, care sunt prin Londra. Cumva cei care au fost mai lucizi s-au salvat și au plecat la timp. Nu este exclus să închidă cu timpul granițele și atunci cei care au rămas riscă totuși să fie impuși, să ia arma în mână, să meargă să lupte împotriva lumii civilizate, împotriva Europei. Arta s-a pomenit sub represiuni fără precedent, au fost închise expoziții de artă modernă, iar pe numele pictorilor, poeților, actorilor au fost inițiate dosare penale, spune Dumitru Acriș. Cei care au înțeles situația din Rusia au plecat din țară, cei care au rămas nu au voce pentru a face o schimbare. Eu cred că Rusia nu este pregătită astăzi pentru o revoluție din interior ca să schimbe lucrurile. Și sistemul are grijă ca să îi încurajeze prin sporuri la salarii, și atunci fiecare, aici are o chestie socială, fiecare om are o familie acasă, ipotecă și așa mai departe. Și atunci eu vorbesc de actorii cu care eu țin legătura din Federația Rusă. Teatrul, de fapt, are rolul de a educa publicul, spune regizorul. Tot ce montează e bine gândit și adaptat și generației de astăzi pentru a-i face să iubească teatrul și lumea artei.
Eu cred că ei își găsesc, se regăsesc și au ce lua din fiecare spectacol și diferite generații și este de datoria mea să mă gândesc la ei. Eu din sala de spectacole nu ies, intru la 10 dimineața și ies la 11 noaptea. Cred că răsfățul ăsta ar trebui să-l simtă, ar fi ok să-l simtă actorii în ziua premierei și după asta de fiecare dată când joacă spectacolul care a fost montat și desigur publicul spectator care merită din tot sufletul să simtă că e o sete, se simte în societate de a simți. Eu cred că teatrul astăzi trebuie să prevină, trebuie să trezească și eu cred că trebuie să provoace la dialog viu, sănătos. Dacă asta este sarcina teatrului, cel puțin eu asta văd și asta fac atunci când este vorba despre, oricum când merg sau în România sau într-un oraș, oricum îmi trebuie vreo câteva zile să simt ce se întâmplă și despre ce aș putea să mă agăț astăzi în 2023 ca să vorbesc despre actualitate. Având spectacole peste prut, recunoaște că se simte ca acasă. Eu mă simt foarte norocos că dau peste actori foarte buni și limbajul, cred că noi vorbim aceeași limbă, limba română, doar că noi mergem un pic mai departe și este limbajul sufletului, a interiorului și acolo cred că se pot crea poduri între noi foarte serioase. Și atunci eu văd deschidere, eu văd interes, ei își doresc din tot sufletul să joace, să simtă ceva, cred că mult mai profund, altfel decât se face în România, deși vă spun, limba sufletului este una. Vrea să aibă libertatea de exprimare, libertatea de a crea și de a aduce publicului spectacole bune. Asta se poate întâmpla doar într-o țară liberă, menționează Dumitru Acriș. Direcția corectă este spre lumea civilizată, spre Uniunea Europeană, acolo este locul Republicii Moldova, având în vedere că noi suntem țară neutră, noi avem nevoie de suport, în primul rând, ca să ne putem apăra elementar. Și asta cred că e vorba de siguranță. Și eu cred că Republica Moldova are toate șansele, e vorba de timp. Cetățeanul trebuie să înțeleagă că la un moment dat salamul nu o să mai fie cât a fost, Uniunea Sovietică nu o să mai fie niciodată și atunci la noi este o problemă că ce a fost vechi s-a luat, nu există ca sistem. Ce e nou, lumea nu înțelege cum se orienteze în lucrul ăsta. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. La orice oră ne puteți găsi pe site-ul vocea basarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Rămâneți și în continuare cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Numai bine!